sărbătorilor este și va fi Iisus. Pentru fiecare om, cel are pe Iisus ca Domn. Motivul sărbătorilor este și va fi Iisus. Pentru fiecare om, cel are pe Iisus ca Domn. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat. Slavă, cinste și onoare să-i cântăm în cor, că astăzi s-a născut Iisus, Domnul Slavă, cinste și onoare să-i cântăm în cor, că astăzi s-a născut Iisus, Domnul veșnicilor. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat. A fost nașterea lui și toată oștirea cerească cântau spre slava lui. Pe când oștirea pământească mult s-a tulburat, când s-a născut un împărat, Mesia de mult așteptat. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat. Cu bucurie în inimă să sărbătorim venirea pruncului pe acest pământ. Îngerii de bucurie și ei au cântat că s-a născut un prunc divin de lume așteptat.